Bună ziua și bine v-am regăsit! Lecția de astăzi este una pe care o dedicăm cuvântului. Cuvintele reprezintă aripile minții noastre, deoarece cu ajutorul lor reușim să comunicăm toate gândurile și emoțiile pe care le avem. De aceea este foarte important să învățăm să le utilizăm. În lecția de astăzi vom învăța din ce este alcătuit cuvântul, ce sensuri poate avea acesta, și ce rol are contextul în stabilirea sensului. Prima parte a lecției este una de descoperire a unor informații noi, urmată de o parte teoretică și de una aplicativă. Sper că v-ați pregătit caietul de lucru și instrumentele de scris. Primul exercițiu. Citește textul următor cu atenție și răspunde cerințelor date. De o lună mi-am propus să ajung la observatorul astronomic, dar vremea nu a ținut cu mine. Ieri a fost senin și dorința mi s-a împlinit. Am putut să mă apropii de stelele strălucitoare, de meteoriții mișcători și de luna cea mare și frumoasă. Ceea ce mi se păreau niște umbre pe suprafața ei s-au dovedit a fi munți și cratere. Am ajuns acasă încântat și am adormit cu gândul la misterul universului fără margini. Dicționarul oferă următoarele explicații pentru cuvântul lună. Lună, cu pluralul luni. Primul sens. Astru, satelit al Pământului, care se învârtește în jurul acestuia și pe care îl luminează în timpul nopții. Lumină reflectată de lună sau satelit al unei planete. Al doilea sens. Perioada de timp care corespunde unei revoluții a lunii în jurul Pământului sau interval de timp egal cu fiecare dintre cele 12 diviziuni ale anului calendaristic cu o durată de 28 până la 31 de zile. Exercițiul vă cere să rescrieți pentru termenul lună sensul potrivit din dicționar. Fiți foarte atenți! În textul dat, cuvântul lună apare în două contexte diferite. În primul enunț, de o lună mi-am propus să ajung la observatorul astronomic, dar vremea nu a ținut cu mine. Și într-un alt enunț, am putut să mă apropii de stelele strălucitoare, de meteoriții mișcători și de luna cea mare și frumoasă. Voi trebuie să scrieți, să transcrieți, mai bine zis, sensul potrivit pentru cele două contexte diferite. Vă las câteva secunde să vă gândiți. Pentru primul context, cuvântul lună are sens de interval de timp egal cu fiecare dintre cele 12 diviziuni ale anului calendaristic, cu o durată de 28 până la 31 de zile. Iar pentru celălalt context, cuvântul lună are sens de astru, satelit al Pământului, care se învârtește în jurul acestuia și pe care îl luminează în timpul nopții. Ce trebuie să rețineți? Este că unitatea de bază a vocabularului este cuvântul. Acesta prezintă o formă care e dată de litere, în scris, sau de sunetele ce îl compun atunci când este rostit. Dar cuvântul mai are și un conținut, care este dat de unul sau mai multe sensuri pe care le poate avea. De exemplu, cuvântul lună este format din literele când se scriu și sunetele când se pronunță L, U, N și Ă. Ce am observat rezolvând acest exercițiu a fost că termenul lună are mai multe sensuri. Foarte important este să reținem că sensurile cuvântului se stabilesc în funcție de contextul în care acesta se găsește. Cuvintele pot avea A, un sens propriu, care reprezintă sensul obișnuit al cuvântului, când acesta redă un aspect al realității cunoscut de toți vorbitori. Sensul propriu poate fi sens propriu de bază, susținut de ceea ce are un cuvânt specific în sine, indiferent de context. În dicționarele explicative este dat ca prim sens. De exemplu, fetele iau apă de la izvor. Dar cuvântul poate să aibă și un sens propriu secundar, care rezultă dintr-o asemănare, depinzând de context. Inscripțiile în piatră sunt izvoare istorice scrise. Totodată, în anumite contexte, cuvântul capătă sens figurat, care reprezintă un sens deosebit,
neobișnuit, utilizat cu valoare expresivă. Invidia este izvorul neînțelegerilor. Următoarea parte a lecției presupune exersarea. Primul exercițiu. Citește cu atenție textul următor pentru a răspunde în scris cerințelor. Răsare luna îmi bate dreptă în față. Un rai din basme văd printre ploape, pe câmpi un val de argintie ceață. Sclipiri pe cer, văpaie peste ape, un bucium cântă tainic cu dulceață. Textul este extras din poezia Fiind băiet păduri cu trei ram de Mihai Eminescu. Primul exercițiu vă cere să selectați din textul dat două cuvinte cu sens propriu. Aveți la dispoziție câteva secunde pentru a le găsi. Un posibil răspuns ar fi că două cuvinte cu sens propriu din text sunt ploape și câmpi. Următorul exercițiu precizează tipul de sens pe care l-a în versurile citate cuvintele scrise îngroșat. Și observăm că avem cuvântul rai, văpaie, tainic și dulceață. Pentru aceasta, noi am extras din dicționar sensurile acestor cuvinte. Haideți să le citim. Rai înseamnă paradis, Eden, dar poate să aibă și sens figurat de loc din natură deosebit de frumos sau loc în care cineva se simte deplin fericit. Dacă ne uităm în text, ne vom da seama că cuvântul rai are sens figurat. Următorul cuvânt, văpaie, are sens de flacără mare, pară sau arșiță dogoare, dar poate să aibă și sens figurat de lumină strălucitoare. Și din nou, dacă ne uităm pe text, observăm că în acest context substantivul văpaie are tot sens figurat. Cuvântul tainic poate să însemne plin de mister, misterios sau neștiut, necunoscut, neînțeles de alții, secret. Poate să aibă și sens de pe furiș, pe ascuns sau intim, despre locuri ascuns, ferit, despre oameni retras, singuratic, izolat, discret, tăcut sau închis. În contextul dat, tainic are sensul de plin de mister, misterios, ceea ce înseamnă că va avea sens propriu. Ultimul cuvânt este substantivul dulceață. În dicționar avem mai multe explicații. 1. Însușirea de a fi dulce, gustul mâncărurilor sau al băuturilor dulci sau îndulcite, gust plăcut al unei mâncări sau băuturi. 2. Preparat alimentar făcut din fructe sau petale de flori fierte în sirop de zahăr. 3. Aliment extrem de gustos, bunătate. Totodată poate avea și sens figurat, calitatea de a fi plăcut, ceea ce desfată pe cineva sau procură cuiva o senzație plăcută. Dacă ne uităm cu atenție în textul dat, un bucium cântă tainic cu dulceață și am recitit contextul, observăm că substantivul dulceață este folosit cu sensul său figurat. Următorul exercițiu, întoarcem puțin la exerciții, vă cere să construiți câte un enunț în care cuvântul luna, regăsit în text, să fie integrat pe rând într-o comparație și o personificare. Aveți la dispoziție câteva momente pentru a construi cele două enunțuri. Un posibil răspuns pe care vi l-am oferit este următor. Comparație. Felinarul de la fereastra mea strălucește ca o lună argintie coborâtă pe scara razelor sale. Și observăm că aici cuvântul lună este folosit cu un sens deosebit. Personificare. Luna îmbrățișează valurile mării, acoperind-o cu puzderia de raze. Ultimul exercițiu vă pune să alegeți varianta corectă. În comparație și în personificare, cuvântul luna dobândește A. Sens propriu de bază, B. Sens propriu secundar sau C. Sens
figurat. Vă las câteva secunde să vă gândiți care ar fi alegerea corectă. Sunt sigură că v-ați dat seama că în contextele date, cuvântul va avea sens figurat. Următorul exercițiu. Asociază cuvintele subliniate din prima coloană cu tipul de sens potrivit din coloana a doua. Haideți să citim enunțurile. Are ochii verzi. Admiram limpezimea unui ochi de apă. Încercam să văd lucrurile cu ochii minții. Rădăcina dintelui nu este vizibilă. Acest conflict își are rădăcina în vremuri îndepărtate și au plantat răsadurile îngropându-le bine rădăcina. Ce aveți de făcut? Aveți de ales pentru fiecare termen subliniat sensul potrivit, dacă este propriu de bază, figurat sau propriu secundar. Vă las câteva momente să vă gândiți. Și haideți să ne uităm puțin pe text. În enunțul are ochii verzi, ochii este folosit cu sensul propriu de bază. Organ al vederii. Admiram limpezimea unui ochi de apă. În acest context, substantivul ochi a fost folosit cu sens propriu secundar, deoarece ne gândim că suprafața apei seamănă ca formă cu ochii noștri. Încercam să văd lucrurile cu ochii minții. Aici, cu siguranță, cu substantivul ochii este folosit cu sens figurat, deoarece are un sens deosebit. Mergem mai departe. Rădăcina dintelui nu este vizibilă. În enunțul dat, rădăcina este folosit cu sens propriu secundar, deoarece ea nu se vede. Acest conflict își are rădăcina în vremuri îndepărtate. În enunțul acesta, rădăcina este folosit cu sens figurat, iar au plantat răsadurile îngropându-le bine rădăcina este un enunț în care substantivul rădăcina a fost folosit cu sensul lui propriu de bază. Următoarele două exerciții sunt exerciții pe care va trebui să le rezolvați ca temă. Înainte însă, o să le citim și o să vă oferim și câteva repere în rezolvarea acestora. Exercițiul 3. Alcătuiește câte un enunț cu sensul propriu și cu cel figurat al expresiilor. A spăla putina, a face cu ou și cu oțet, a pune paie pe foc, a prinde cu mâța în sac, a pune frâu și a trage mâța de coadă. Câteva repere. Ce am făcut? În primul rând, am mers la dicționar și am extras din acesta sensul cuvântului putină, pentru că ne-am oprit asupra primei expresii. Putină înseamnă vas de lemn, de obicei de forma unui trunchi de con, făcut din doage legate cu cercuri și folosit mai ales la păstrarea unor brânzeturi murături. A spăla sau a șterge putina înseamnă a fugi pe furiș, a dispărea din fața unui pericol sau a unei situații neplăcute. Și ca exemplu, am construit două enunțuri în care am folosit expresia cu sensul ei propriu, bunica mea a spălat putina pentru a pune murăturile, dar și cu sens figurat. Când a realizat că a greșit, Radu a spălat putina pentru a nu fi tras la răspundere. Sfatul nostru este de a merge la dicționar și de a găsi acolo informațiile necesare astfel încât să puteți să rezolvați corect acest exercițiu. Mai aveți câteva expresii. Exercițiul numărul 4. Formulează propoziții pentru a ilustra sensul propriu de bază, secundar și figurat al cuvintelor. Braț, dinți, coajă, limbă. Încă o dată. Drept repere, am luat, în primul rând, informațiile din dicționar. Dinte, cu pluralul dinți, are următoarele sensuri.
1. Fiecare dintre organele osoase mici, acoperite cu un strat de smalț, situate în cavitatea bucală a majorității vertebratelor și servind de obicei pentru a rupe, amesteca și a fărâmița alimentele. Un alt sens, fiecare dintre crestăturile, zimții, proeminențele ascuțite și regulate de pe marginea unor unelte sau piese de mașină. Fiecare dintre colții pieptenelui, ai greblei, ai grape. Sau înălțime stâncoasă, izolată, cu pereți abrupți, colț. Drept repere, am construit trei enunțuri cu acest cuvânt. Pentru sens propriu de bază, dinții mei sunt albi. Pentru sens propriu secundar, pieptenul meu are dinți rari. Și pentru sens figurat, azi este soare cu dinți. Pentru restul cuvintelor, urmează să realizați singuri acasă tema. Tema pe care o puteți oferi profesorilor voștri pentru a fi corectat. În speranța că v-am fost de ajutor, până data viitoare, vă urăm multă sănătate și mult succes în tot ceea ce vă propuneți.